Să-i viața toată, sănătate să ai, tată. Fiecare om pe lume are o roșie, are un nume. Fie ce dragi lângă tine, dorurile să-ți aline, că așa-i frumos și bine, tată. Lumea lasă lume bună pentru tine. Bună ziua! Bună ziua! Bine venit, domnul Anto! Dumneavoastră sunteți rolul principal, da? Uitați-vă, veniți să vă surprindem ziua aceasta frumoasă, vă aducem bucurie, zâmbetul pe buze. În primul rând vreau să vă mână această tortă, ca să vă îndulcească mai mult pe viața dumneavoastră frumoasă. Așa. Și aici aveți un coș cu fructe, căci avem nevoie de vitamine dumneavoastră, în primul rând. Și această compoziție, ca să vă bucure ziua aceasta frumoasă, tot sunt pentru dumneavoastră toate acestea. De partea cu crezi că este așa? Exact. Este de partea fiicei dumneavoastră și care mi-a transmis încă sfârșit un mesaj de felicitare. De ziua ta, părinte dragă, să-ți ofer în dar, aș vrea, iubire de o viață întreagă și recunoștința mea. Nici nu știm dacă găsim cuvinte ca să-ți mulțumim că ne-ai fost și ești dotat. Amic și tată devotat, ne-ai crescut, ne-ai educat, rost în viață tu ne-ai dat. Ne-ai învățat să gângurim și ne-ai făcut să te îndrăgim. Primești astăzi drept răsplată respectul nostru că te iubim. Și toată stima noastră, tată, ești tatăl nostru și îți mulțumim. De la fiicele Mariana și Nadia, unde se mai alătură ginele Radu și nepoții Alexandru și Antonio. Și noi din partea companiei noastre vă dorim multă sănătate, bucurie, să fiți mereu cu zâmbetul pe buze și ca surprizele să nu termină aici. Poate dacă aveți dumneavoastră ceva să adăugați, să-i transmiteți. Da, transmit, mulțumesc foarte. Dar nu să fieți mult la vie. Lașați-mă. Mulțumesc foarte. Și așteptați cât mai curând să vă întâlniți la o masă rotundă, nu? Arde sa inima foc, tu să nu cauți norocul, el te va găsi pe tine, tată, la mulți ani cu bine. Tată, mulți ani să trăiești, să ai tot ce-ți dorești, să te bucuri anii toți de copii și de nepoți, tată.